Bine ați venit la o nouă ediție Universul la Feminin. Astăzi invitata noastră este Mădălina Miron, împreună cu care vom discuta și mă bucur mult că a acceptat invitația de a fi în această ediție. Vom discuta, spuneam, despre naționalism, xenofobie și rasism. Aș vrea întâi să spun și cred că deja ați observat că țin foarte mult la părerea tinerilor, mai tinerilor, pentru că generațiile noastre au anume percepție și eu aș vrea să știu, așa în perspectivă, cât din ea se păstrează și cât se modelează în timp. Mădălina, draga mea, îți mulțumesc mult că ai acceptat să vii și aș vrea să te rog să te prezinți în câteva cuvinte pentru cei care ne urmăresc. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Ca o scurtă prezentare, eu am studiat la Facultatea de Litere pe specializarea engleză-rusă, iar apoi am urmat un program de masterat pe comunicare internațională, care, bineînțeles, cuprinde comunicarea de criză și comunicarea în astfel de situații mai. În aceste situații limită, le-aș numi. Iar în prezent sunt student doctorand la Facultatea de Studii Europene. Sunt în primul an, iar tema pe care am ales-o pentru această perioadă se referă la naționalism și xenofobie și am spațiul post-sovietic după destrămarea URSS-ului. În sine este o temă interesantă și este o temă de actualitate pe care, în limita timpului tău, pentru că îmi dau seama ce înseamnă să fii în perioada de pregătire a tezei și a examenelor, acum nu știu dacă le-ai dat examenele sau este pe cale să le pregătești, oricum este o perioadă de studiu, de analiză, de cercetare asiduă, dar aș vrea să reținem ceea ce tocmai ai spus și să avem și o asemenea temă. În contextul, să spunem, geopolitic actual, de ce nu? Aș fi vrut însă astăzi, întâi și întâi, să te întreb dacă motivul pentru care, iată, foarte mult din activitatea profesională se orientează pe această zonă, dacă există în familia ta asemenea experiențe, dacă ceva te-a îndemnat să mergi pe această cale a studiului, puțin neobișnuită pentru tinerii din ziua de astăzi. Te rog. Am avut, așa cum am avut în discuție, două persoane din familie care au fost prizonieri în lagărele sovietice. De asta am și ales spațiul rusesc pentru. Am fost interesată să aflu mai multe detalii, ce politică era atunci. Bineînțeles, vorbim despre aceste ideologii cu tentă naționalistă. Și da, am avut un străbunic și un unchi care au fost prizonieri câțiva ani în perioada celor de-al doilea război mondial. Și ce stă în spatele acestei alegeri este faptul că unul dintre ei care nu s-a întors acasă și familia nu a știut multă vreme ce destin, ce soartă au avut acolo și, bineînțeles, din curiozitate mai mult, am făcut apel la Crucea Roșie și mulți ani de tot felul de acte, de cercetări, într-un final am primit răspunsul mult dorit și am aflat cumva soarta și asta a fost, cumva asta m-a împins spre acest spațiu sovietic și post-sovietic. Da, nu, n-aș vrea să intru în mai multe detalii acum, deși, sinceră să fiu, sunt curioasă care a fost destinul lui. Este un lucru care chiar ar fi interesant de știut. Mă bucur că vii din această direcție a cercetării fenomenelor, să spunem, doctrinelor de o anume factură.
Pentru că, așa cum îți spuneam și înainte, foarte multă lume discută fie numai despre Holocaust, fie numai despre partea aceea pe care tu, dinspre care tu vii ca să studiezi aceste fenomene. Da, este foarte interesant și cred că avem multe să ne spunem și mai ales noi avem multe să învățăm de la ce ai învățat și ce știi și mai ales experiențele pe care familia ta, iată, le-a avut. Aș vrea să începem însă cu noțiuni bazice, să începem cumva cu un soi, nu neapărat definiții, să mergem la Dex, să luăm o definiție, ci să explicăm puțin noțiunile, cele trei noțiuni, și mai ales faptul că barierele, granițele dintre ele sunt oarecum fluide și este foarte greu de decantat unde ne situăm sau unde se plasează un om sau altul. Și atunci oamenii ar trebui să știe. Te ascult, te rog să dezvolți puțin aceste concepte. Da, această poveste a naționalismului este destul de complicată. Este greu să găsim o definiție exactă a naționalismului. El a fost de-a lungul timpului definit în foarte multe feluri, dar o să încerc să ofer o definiție destul de elementară, să spun așa. Eu aș defini naționalismul ca un atașament față de ai tăi, față de poporul tău, față de comunitatea de care aparține individul, față de plaiurile natale. Naționaliștii îl numesc Pământul Strămoșesc. Până aici totul este destul Este de frumos, da, bine. totul Da, este este frumos. frumos, pozitiv, sigur că da. Da, mai ales că ei au această înclinație spre a păstra valorile, spre a-și păstra tradițiile, cultura. Până aici este totul chiar foarte frumos, dar ce se înțelege prin acest naționalist? Așa cum am spus, el la început a fost ceva destul de frumos la început, dar după cum au spus și anumiți istorici, gânditori, când s-a făcut această, cum să zic, această trecere spre ceva mai negativ, l-aș numi, naționalismul este de mai multe feluri. Oricum, povestea asta este foarte largă. Este largă, dar e bine să spunem, deci noi am pornit cu conceptul pozitiv, pentru că niciodată nu știm în sufletul nostru cât de mult avem din această componentă. Poate n-ar fi rău să schițăm câteva definiții de tranziție, să spunem, de la naționalismul în sensul lui pozitiv până spre xenofobie. Cumva să facem această trecere de nuanțe. Da, eu cred că o să-l numesc acest derapaj, a avut loc și pe fundalul destrămării imperiilor. Și cumva, ca să dau un exemplu mai concret, avem după Primul Război Mondial aceste înfrângeri ale Germaniei care, bineînțeles, au venit aceste partide naționaliste care au încercat să dea vina pe străini. Și o să fac aici un clivaj între noi și ei, adică noi, naționaliști, care avem principiile noastre, și ei, inamicul care ne ține uniți. Și aici, bineînțeles, depinde. Avem exemplul nazismului, care le cuprinde pe toate, și xenofobie, și antisemitism, și rasism. Dușmanul lor, inamicul lor, a fost populația evrească. Și nu chiar în zilele noastre, dar așa prin anii 80-90 au mai existat astfel de trăsături Da, xenofobe. tot ce nu era arian, păi, Da. asta a fost cauza morții a 6 milioane de evrei și încă în ce condiții cumplite. E foarte, foarte important ce ai spus, pentru că există anumite
modele de recunoaștere, anumite componente care recunosc acest clivaj, această. Și este bine să vorbim despre aceste elemente, pentru că oamenii pot să facă anumite asemănări cu anumite tendințe extremiste care au loc acum, iată, și în multe regiuni și în regiunea noastră, a Europei și peste tot. Așa încât, care ar fi aceste momente, să spunem, de clivaj pe care tocmai le-ai menționat? Noi și ei, mie mi se pare fantastic ce ai spus tu în două vorbe. Pentru că eu am această problemă cu noi și ei. Deci, eu acum mărturisesc public treaba asta. În clipa în care cineva îmi spune mie, ca evreică, voi sunteți așa, voi faceți așa, pentru mine este edificator că acolo e vorba și de alte sentimente extremiste. Nu vreau să spun neapărat antisemitism. Eu nu m-am confruntat direct neapărat cu treaba asta. Nu am în jurul meu decât oameni care pot gândi. Dar ideea de voi este foarte jignitoare. Da, te rog, continuă. M-ai făcut să spun ceva care e adevărat, dar care am trăit și eu și încă trăiesc. Da. Da, așa este. Acestea sunt concepte, xenofobia și rasismul, care, din păcate, nu au dispărut și nu cred că vor dispărea prea curând. Pentru că am văzut de-a lungul anilor, poate nu chiar fizic, să zic așa, dar și la televizor, chiar zilele trecute am observat, nu o să dau nume, o să vorbesc în general, despre anumiți politicieni care cumva au adus aceste scandări xenofobe față de, nu știu, de persoanele de culoare, de exemplu. Am văzut Și și am fost consternată pentru că vorbim de nivel reprezentativ al țării. da. Am fost consternată să văd asta. Sigur, se întâmplă asemenea derapaje, dar în clipa în care reprezinți o țară nu prea îți poți permite să faci așa ceva sub nicio formă și cred că și trierea ar trebui să fie pe bază de criterii mai obiective. Da, dar sunt de acord. Sunt de acord că acest lucru se întâmplă pretutindeni în jurul nostru. Tocmai de-aia noi discutăm tema asta. Eram la naționalismul despre cel frumos, am vorbit de multe ori în multe împrejurări și chiar eu însă mi l-am exprimat. Dar vreau să ne mutăm puțin spre granița dinspre xenofobie. Suntem la noi și voi și cum poate fi exploatat acest lucru de către unii oameni, n-am să spun neapărat politicieni, pentru că nu cred că e vorba numai despre ei, în detrimentul societății. Prin urmare, oamenii care nu știu, și noi suntem aici ca să explicăm ce înseamnă asta, sigur că ei dacă se duc și aud că voi, ăia, ăilalți, teorii conspiraționiste, ăia sunt de vină, ăilalți, nu. Deci aici trebuie ca omul, oricât de simplu ar fi, să înțeleagă că este o diferență și să nu alunece în partea de xenofobie. Aici, cred că trebuie făcut mai mult pentru oameni, mai multă educație. Da, într-adevăr, cred că educația este cea mai puternică armă. Da. Și de asta am ținut să menționez în orice discuție faptul că ar fi utilă o educație care să cuprindă aceste concepte de xenofobie și rasism. Și cumva o să doresc să ajung la să definesc acești termeni pentru că ei sunt diferiți. Te rog, și pe urmă o să vorbim și despre căile de comunicare către masa generală. Dar te rog, definește că suntem încă la definiția celor două concepte. Da, o să încep cu xenofobia. Xenofobia nu se referă numai la repulsia unei etnii. Aici, xenofobia este ca o patologie, o boală a societății, o formă de ură, de respingere față de și o teamă față de străini, față de culturi diferite, față de tot ce este străin.
Față de diversitate, noi Față înșine de diversitate, da. asta înseamnă o națiune, diversitate. Exact, da. Iar rasismul se referă la mai mult la culoarea pielii, la etnie. Deci, rasismul este doar pe partea asta. Xenofobia cuprinde mai multe, și culturile, și de fapt tot ce vine și este străin. Și aceste grupări naționaliste resping. Nu, teama de o altă cultură. Noi suntem, să dau un exemplu, noi suntem obișnuiți, cultura românească, cu tot ce cuprinde tradiții și obiceiuri. Și cumva, mai ales că acum, datorită acestui val de globalizare, valul migraționist, cum au venit și locuiesc, și nu vorbesc numai de România, cam peste tot, tot felul de imigranți, refugiatul în general. Și cumva asta, naționalismul, ca să explic mai clar, pentru naționaliști este așa ca un balon care cumva îi protejează de acest necunoscut, de fapt, de aceste sentimente xenofobe și stau așa, cumva găsesc protecție față de ceea ce e străin pentru ei. Este foarte interesant, ascultam de curând, eu nu prea mai am așa timp să ascult știrile, dar din când în când trebuie ca să mă țin așa la curent cu ce se întâmplă. Înțeleg că se discută un nou cadru legislativ de reglementare la nivelul Europei și în ceea ce privește valurile astea de refugiați, care sigur că sunt o problemă. Sunt o problemă și nu e vorba aici decât de partea că populația autohtonă, și vorbesc acum de țările dezvoltate din Europa, vorbesc de Olanda, iată, de Germania, de Italia, de Franța, ei tind să capete niște drepturi, cei care vin ca să se poată integra și primesc bani, primesc dreptul la anumite drepturi de sănătate, protecție socială. Și populația autohtonă în timpul ăsta a început să sărăcească pe anumită, nu vorbesc acum de fond de război și alte lucruri, că nu e în tema noastră, dar populația autohtonă are un argument personal al fiecărui om, al fiecarei familii. Uite, domnule, eu ce greu o duc și ce ușor o duc ceilalți. Sunt aceste aspecte și cum să spun, pericolul de a aluneca spre acele clivaje. Acele clivaje este mare în momentul ăsta pentru ceea ce înseamnă spațiul european și alte spații, că nu suntem singurul spațiu din lumea asta. Zic bine Da. pentru că dumneavoastră studiați treaba asta și eu vin așa cu părerile mele de nespecial. Da, într-adevăr, această graniță dintre naționalism și xenofobie este destul de subțire. Deci, alunecarea se face destul de ușor spre această tentă xenofobă. Mai ales dacă stăm puțin și ne gândim și fac apel la istorie, de la încheierea războiului rece și până în prezent, Europa s-a confruntat cu tot mai multe provocări. Am avut criza financiară din 2008, criza din Ucraina, anexarea Crimeei în 2014 și, bineînțeles, crizele refugiaților care au generat un răspuns destul de agresiv din partea partidelor naționaliste. Eu, pentru teza mea de doctorat, am două studii de caz. Interesant. Analizez două mișcări, nu o să dau numele exact, dar sunt două mișcări, tot așa de tineret, care sunt cel mai bun exemplu când vine vorba de ce răspuns a dat naționalismul la față de acest val de refugiați și răspunsul a venit destul de agresiv și da, de asta am tot încercat să precizez, pentru că educația
E cea mai bună soluție Așa pentru. este. Eu ce am spus adineauri și uite, vin în completare cumva cu întrebările pe care și eu mi le-am pus, nu neapărat hai să fiu eu avocatul diavolului să văd de ce se ajunge acolo. Iată, niște rațiuni ar putea să înșele ceea ce omul are bun în el, pentru că omul are numai bun în el. Și acum, pentru că suntem aici, am vrut să nu ne oprim cumva sau să trecem prea repede peste partea de educație. Mi-am pus problema și am discutat-o cu alți prieteni, de exemplu, din Comitetul Internațional Dachau, este o preocupare. Cum să adaptăm mijloacele de comunicare, cum să se îmbunătățească și în ce sens educația în domeniul ăsta. Pentru că am să-ți dau un exemplu. Toată lumea spune să scriem cărți. Acum, supraviețuitori nu prea mai sunt. Noi ce facem? Noi scriem cărțile lor, ale taților, bunicilor, poveștile familiei, da? Deci, scriem cărți. Să ne punem puțin la vârsta de 10-15 ani. Nu știu dacă neapărat cartea este instrumentul pe care îl consultă un tânăr la această tronson de vârstă și care merge spre maturitate, nu? Să facem filme. E, aici începem să venim acasă, să facem filme. Chiar ieri vorbeam că și aici există un pericol de igienizare, cosmetizare cumva, pentru că filmul creează anumite sensibilități și vizuale și de toate felurile. Și atunci, care să fie cale? Care crezi că ar fi instrumentul de bază peste 10 ani, peste 20 de ani, de a păstra memoria acestor lucruri ca ele să nu se întâmple, să nu se mai întâmple niciodată și nimănui așa adăuga el. Da, sunt și cărțile și filmele un lucru bun, dar eu cred că pe lângă toate aceste materiale ar fi utilă, tot așa cum spuneam, educația, dar nu știu, ca să se acopere această problemă a xenofobiei, această frică de străini, frică de alte culturi. Probabil tinerii, copiii ar trebui învățați nu să vadă o respingere în ceea ce privește un străin, ci din contră să fie curioși, curioși de alte culturi. Bineînțeles, educația va trebui una solidă și la școală, dar și acasă. Așa Asta este. cred eu. Și nu știu, prin modele, prin diferite materiale care să-i facă cumva să le schimbe această percepție despre. Da. Eu vorbesc de modele de multă vreme și cred că la un moment dat o pusesem în descrierea aceea demersului meu, care e un demers de comunicare, educație, în sprijinul a ce e bun, vreau eu să fie și este. Da, vorbeam de modele, de nevoia de modele pentru tinerii de astăzi. Dar un model trebuie să știe cum să se poată arăta așa cum e, nu vreau să spun să se impună, ci să se promoveze pe limba tronsonului de vârstă, tronsonului de preocupări pe care îl acoperă, în raport cu care vrea să creeze o anumită imagine corectă despre ce a fost. Eu am și de am avut un curs de master la Universitatea Politehnică de aici din București despre economia mediului era la un moment dat și instrumente, că eu cu educația ce să fac. Ei, și acolo am să spun un lucru pe care cred că nu l-am mai spus. La primele mele cursuri de master au venit doi, au venit trei, au venit patru. Erau de la 6 la 8 seara partea de pregătire pentru curs. Dar în clipa în care am spus, de acum o să facem niște scenarii, niște studii de caz. Tu ești țara cu tare, tu ești cu tare. Uite, ai o poluare transfrontieră aici, ce faci tu? Care e echipa ta de negociere, ce nego dau niște exemple, astea merg oriunde, da?
Ce vreau să spun este că în decursul lunii respective, atât de multă lume a venit la cursul meu de masă, că eu i-am întrebat, dar sunteți toți din același grup? Până acum nu erați. Nu, eu am venit de la geografie, eu am venit de nu știu unde, am auzit că faceți altfel. Adică nu era ceva scolastic. Hai, eu vă predau și voi ascultați aici ce vă spun eu. Nu. Ei jucau aceste roluri. Ne prindeau ora 9 noaptea, bineînțeles, după ore și spuneam, gata, mergeți și voi acasă. Deci, asta înseamnă dedicare. Nu mă plătea nici mai mult. Eram, na, profesor asociat, nu era. Dar trebuie să le dai oamenilor hrana ca să poată să o digere. Și cred că se poate face asta într-un fel și în educația pentru aceste fenomene care, iată, sunt în creștere. Din păcate, da. Da. Și vor fi, Da. îmi cer scuze, vor Te rog. fi fenomene care nu vor dispărea prea curând. Din Da. păcate. Da, țin de natura umană, pentru că toți purtăm în noi și binele și rău. Asta este. Nu știm în ce proporții și mai ales nu știm cum să stăpânim răul din noi și să dăm drumul și râul liber binelui. Uite că alții fac invers. Aș vrea să te mai întreb, nu vreau să abuzez de timpul tău, aș vrea să te mai întreb dacă mai ești pregătită să împărtășești ceva cu noi acum la această primă întâlnire, care pentru mine, crede-mă, eram obosită când am început să facem această discuție și acum mă simt minunat că voi existați. Da. Da, pentru moment eu sunt doar la început cu lucrarea mea de doctorat. Închei capitolul cu teoriile, punem bazele a tot ce înseamnă naționalism cu toate formele lui. Eu studiez, așa cum am menționat la început, spațiul rusesc, deci ei au un alt tip de naționalism care vine cu alte faze, cu alte etape. Deci munca este destul de mare când vine vorba de naționalism. El nu poate să primească o definiție concretă. Uite, naționalismul este asta. Nu, fiecare, au fost mai mulți gânditori, filozofi, care fiecare l-a definit într-un fel. Naționalismul este un sentiment colectiv care ne ține uniți, cu inamicul comun, care, așa cum am spus, este străinul. Și da, mai ales această fază a naționalismului extremist, care cuprinde xenofobia și rasismul, cred că este partea cea mai importantă și care necesită mai multă atenție, mai mult studiu, având în vedere că sunt elemente care ne confruntăm în prezent. Nu doar secolul trecut, când au fost la putere partidele fasciste. Deci există și în prezent. Rasism, mai ales rasism, este prezent în toată societatea. Și nu vorbesc doar de spațiul românesc aici, bineînțeles. Da, Rasismul bineînțeles, mă, este peste tot. nicio clipă n-am vorbit numai, sau sigur că ne înscriem ca și cu bunele, ne înscriem și cu asta în trendul și în direcția actuală, să spunem. Tocmai de asta forțele, să spunem, bine lui oameni care știu, care învață, care au analizat aceste racile și care au avut de suferit în familiile lor, sunt chemați să povestească niște adevăruri, pentru că nu vreau să intru pe partea de negaționism, asta e alt subiect, tot actual, dar ce vreau eu să spun este că avem o multitudine de căi de discutat și că oricând și în orice moment ai un moment liber, fiecare din aceste puncte, crede-mă că este de interes. Și aș vrea să punctăm în final, că aștept părerea celor care vor urmări această ediție, să ne scrie mie, ție și să orientăm puțin poate o altă ediție în direcția interesului public. Ce părere ai? E bine? Desigur, da, mi-ar face plăcere. Și mie a fost o bucurie să te cunosc și îți mulțumesc că, fără să mă fi văzut vreodată, pur și simplu ai răspuns
aceste invitații. Am să spun pe Mulțumesc și data viitoare. eu. Mulțumesc și eu pentru invitație. Am acceptat pentru că pentru mine este un subiect de interes. A fost de mulți ani și este și în Așa. prezent. Și așa să rămână. Să ai mult succes în pregătirea lucrărilor tale și pe data viitoare. Mulțumesc și eu.